O altă întrebare, pentru că trecetul dumneavoastră poate să vină și de alte religii sau atei, Centrul izvorul nu tămăduirii are o limită din nu punctul ăsta are de o vedere limită ca să de înțeleagă că vârstă, dacă se poate. nu discriminăm pe nimeni, indiferent de sex, religie, apartenență sexuală sau niciun alt criteriu de discriminare. Primim în centrul rezidențial izvorul tămăduirii tot cel ce dorește să se facă sănătos și să revină la viață. De altfel, vreau să atrag atenția pentru a nu se face confuzii. Programul terapeutic Minnesota este un program spiritual și nu un program religios. Asta am să Spiritualitate înseamnă și punctez. cultură, artă, etică, filozofie și altele. Program religios înseamnă credință. Foarte mulți fac confuzia aceasta. Nu, suntem un program, punem în practică un program terapeutic spiritual care își propune o transformare fizică și psihică totală prin punerea în practică în toate domeniile vieții noastre, a unor principii spirituale, care sunt onestitate, bunăvoință, minte deschisă, sinceritate, iubire, altruism, credință. Astea sunt principii pur spirituale, care țin și care își au sorgintea, până la urma urmei, la Dumnezeu. Însă programul este un program pur spiritual, iar pentru cei care sunt atei, agnostici, liberi cugetători, principiile spirituale funcționează din plin, pentru că, în mod clar, conștiința unui grup este net superioară unei singulare conștiințe, conștiința oricărei alte zeități, oricărui alt principiu spiritual este net superioară propriilor principii spirituale. De aici spunea și Confucius cândva, pe vremea lui, că numai tu sfatul cel mai bun nu ți-l poți da tu pentru tine însuți. Parcă ne aduce aminte de care vine, vâjie ca vijelia, congruența de veuri care să accentueze sentimentul apropierii tragicului, finalului. Programul terapeutic Minnesota este un program care nu dă eșec. Eșecul vine doar din lipsa dorinței, doar din lipsa bunăvoinței și din incapacitatea persoanei de a deveni onestă și sinceră cu sine, cu semenii și cu Dumnezeu. Văd aici o carte legată de terapia dependenței de alcool, caiet de lucru, este, să înțeleg un caiet Minnesota pe care l-ați gândit dumneavoastră sau l-ați îmbunătățit dumneavoastră? Este un caiet de lucru pe care l-am scos acum vreo 5 ani, nu mai știu când, de când este copyright-ul, și care îmi aparține ca virgulă concepție, pentru că România are și o anumită particularitate în ceea ce înseamnă punerea în practică a programului terapeutic. Să nu uităm că în Statele Unite programul terapeutic se adresează unor persoane care, din punct de vedere spiritual, sunt diferite foarte mult de ceea ce înseamnă spiritualitatea în România. La noi spiritualitatea este puternic legată de Dumnezeu, pentru că suntem un popor creștin, indiferent că suntem ortodoxi, mare majoritari sau romano-catolici sau alte confesiuni sau denominațiuni religioase. Și atunci și caietul acesta de lucru pe care l-am conceput pentru terapia și tratamentul dependenței de alcool, droguri și alte substanțe, vine în sprijinul și se pliază perfect pe structura de personalitate a noastră. Să nu uităm că în testarea inițială, în bateriile de teste pe care le administrăm celor care intră în programul terapeutic, avem testare pe o structură de personalitate, avem o testare pe cognitiv, comportamental, rațional, să vedem cât de afectat este din punct de vedere emoțional, o testare pe coping, să vedem cum face față mediului și o testare pe alți parametri pe care îi urmărim de la persoană la persoană în funcție de interviul inițial. Da, și să înțeleg că deci l-ați adaptat Acest pe caiet de populația, da, terapie și pe este mentală. programul terapeutic Minnesota pentru centrul rezidențial Izvorul Tămăduirii și se pliază perfect pentru România. Pentru că în centrul rezidențial Izvorul Tămăduirii, așa cum am menționat anterior, avem beneficiari din absolut toată România și chiar și din Republica Moldova, am fost și din Germania, cetățeni și americani, dar care și-au originile până la urmă din România.